Bun. Să continuăm povestea noastră, dragă. O să încerc să mai merg o dată pe acolo. Și o să încerc să sar acolo jos. Nu știu dacă o să mor sau nu. Dar asta cred că e singura opțiune. Ori sar acolo, ori să mă duc pe partea aia cu câinele. Ia să vedem. M-a și mulți din ăștia, mă, toți mă atacă pe mine. Dar uite, ăla strălucește. De ce strălucești? A, mi-a dat ceva. Ăștia care strălucesc îmi dau ceva? Anume? Asta că e ceva așa acolo. Hai sărim! Au! Asta e că mai era ceva acolo. Oh, eu intrat aici. Au! Wow, mamă, cât damage mi-a dat cu... A, dar mai e ceva. Man, nu s-a de multe chestii. Chill. Ia uite. Ce e asta, tata? Mamă, am crezut că o să-i dau puțin damage, dar i-am spart bufania. Dai, chill, man. Oh, avem una... Ah, da, asta nu e de 6 din aia care trebuie. Au, mai e unul, mă. Ah, nu. Oh, mamă, dar urât să ăștia, man, scorpion combinat cu... Și acum mai ies? Nu am zis ceva aici, bă, da. Aia ce nașpa când îți dă chestii din astea cu aia. Na, se pare că nu ies. O să... Ce era ăla pulă? Hai, du-te în pula mea! N-a bine. Du-te, dracu, man! A, se pare că pot sta acolo. N-a bine că am văzut. Pentru că... Nu știam. E ciudat cu ușile astea secrete, man, mereu îs ascunse, man. Prea ascunse, mi se pare. Oa, și m-au dat din capăt acum, man. Holy moly. Cred că n-ar trebui să mai stau, doar, pur și simplu, doar fug. Bă, dar eu am murit data trecută, că am picat jos și nu am luat punctele. Acum am realizat, în episodul trecut. Eu am picat aici, jos. Și nu am luat punctele. No. Și aveam aproape 200.000. Nu vine să cred. Pleacă cu aia, dă-mi pace. Nu mă fă să mă apuc de tine. Că rup tot în tine. Unde era ușa aia, pul? Aici. Hop. Băgăm asta. Îi las pe ăștia în pace, mă duc doar. Boing. Hai să luăm punctele măcar. Ca jos acum, sar înapoi sus sau? Poți să mergi prin altă... Ah. Poți să mergi pe aici? Ha! Ah. Hai să ne pe unde pot... Pe aici.
Man, dar când mai îmi dă un Grace problema mea? Pentru că toată lumea încearcă să mă omoare. Wow, ce e asta aici, tata? Vreau să dau buff-urile. Să nu uităm de buff-uri. Îmi și bag asta, că nu știu ce poate asta să facă. Mamă, dar arată mișto. Du-te, morții, mă! Men, a dat pe lângă! Ce? Mamă, dar de ce dau de puțin damage? O, stai că m-a speriat. Ce-a făcut ăsta cu aia? Hai de capul meu. M-a blocat pulă! Nu mă pot mișca, men! Tagă, nu și-a pulă. Se pare că nu și-a. Ce faci acum? Nu-mi vine să cred. Da, nu-mi vine să cred, gen ireal, man. Ireal. Și acum iar mă dă până din capăt, man. Fai, din capul meu. Bă, dar de ce îi dau atât de puțin damage, man? I-am dat... Asta e că e aproape ăsta. I-am dat mai mult, îi dădea mai mult damage la boss, man. Decât la ăsta. Ireal. Atât de tare să fie șobolanul ăsta. Tare decât un boss, man. Da, mi-am luat puțină din greșeală bună. Hai, coboară jos. Da, uite genii, îi scârbos, man, îi scârbos. Ce faci acum? În dobă și lasă-mă. O, mi-a dat casca lui. Aia zi nu mă arată. Cap de ciocan. Și mi-a dat și ciocanul lui. Unde-i ciocanul? A, unde este ciocanul? Arată, ok ăsta. A, uite că e Grace acolo. În sfârșit, man. Un Grace. Hai să ne găsim pe aici pe jos. Direct din asta. Având de cât de tare a fost ăsta, man, mă mir că nu trebuia să-mi dea două. Înapoi și acum. Ăla e tot acolo jos. Dar presupun că e la fel ca ăsta. Numai văd că are alte săbii. Da, stai să mă pun jos să-mi carc poțiunile. Că e nebunie.
Hai să vă repicio. Uai, un din ăla mare, man. Hop, s-o rob. O, să mor tu, că dă cu aia cu foc și mor. Wow! Ok. Se pare că a fost doar directă. N-o dată... Nu s-a dus spre mine. Man, dar lasă-mă, man, că nu fac nimic, man. Au! Hai de pula mea, o dat calul jos. O dat jos de pucat, tată. Bun, fugi! Nu știu ce să fac cu aia, pur și simplu doar sar. Man, acum m-a nimerit aia atât de rău, mă. Credeam că o să-mi ia un pic la viață sau ceva, dar bă, nu. Haide că am îngres aici. Mă gândesc oare când ajung atât de tare să mă bag cu ăștia, man. Mi se pare că ăștia sunt prea tari, gen îi dau zero damage la ăla. What the fuck, man? Nici să stau jos nu pot. Mai că avem din asta. Bun. Man, chiar mă gândesc când o să pot să bat un din asta. Mi se pare că e aproape imposibil de bătut. Cât ai zis că mai trebuie pentru aia? O tonă. Cred că acum o să facem level foarte, foarte greu. Probabil dacă o să bat un boss. Mamă, și iară intru aici într-o din asta. Na, m-am mâncat în pulă. Plecat, tată. Dă-mi pace. Că n-am chef de tine. O, pulă. Ce să știi aici? Am văzut că era ceva acolo. Bune. Oare cât de tare e ăsta? Mă duc așa tip-til. Ups. Se pare că nu. Ăla-i. Mai era un. De ce trebuie să vii și tu? L-am bătut pe unul. Nu ai văzut ce am făcut, vrei să-ți dau și ție. Are mai multe șmecherii. Ăla-i. Sincer, am strâns un pic din buci. Vreau să văd ce mi-a dat ăsta. O armură. Și asta? Nu știu ce-i. Credeam că o să fie un din ăla. O să-mi dea o chestie din aia. Mă iară într-un mlaștin din asta cu aie. Și nici nu pot să mă pun jos undeva. Ăștia nu sunt aia care dau cu pânză sau cu ce dracu de treaba, dar... Asta e că merg în sus. La revedere! La revedere! Man! Data am urcat și am coborât, man! De ce nu vine calul? De ce nu vine calul? What the fuck? L-am flerat de 16 ori!
Oh, oh, oh. Am ajuns la un boss, se pare. Hai să ne punem jos. Trebuie să ne reculegem după atâtea. Să băgăm asta. Deci am 8 din astea și 3 din astea. Nu știu cât cât de mult înseamnă în defense și atac. Nu azi de ce boss să fie aici, dar înainte de asta hai să ne dăm buff-urile, pentru că mereu uit, intru și îs nimicit. Psic. Bun. Hai să dăm, arată-te. Haide, pula mea. Ce e asta coaie? Am văzut că o dat cu aia, men. Hai de capul meu, men. Ce-i cu asta, fratele meu? Femeia tentaculă. Ba, dar cum o bat eu pe asta? I-am văzut că i-am dat destul de mult damage, dar pe... Parcă prea multe chestii are. Și nici măcar nu i-am văzut... Ăsta al doilea. Dar cred că mai bine doar puțin mă duc, îi dau cât de tare pot. Nu, frate. Dar ce e asta pulă? Cum aș putea sub apasa. Îi dau destul de mult damage, dar tot sare înapoi. Și nu pot să ajung atât de repede la ea. Nu bate cu șarpă la ăsta. Ură chelniță și dracu. Nici mai pas de puncte oricum am pierdut. Uită-te! No, du-te, dracu, mă! N-am prins. Mi-a dat pachetul. Da, man! O să dureze
ceva până îmi dau seama toate chestiile pe care le face, pentru că parcă mereu îmi face altceva. Acum m-o și prins, am văzut și chestia asta. Mamă. O să dureze ceva. Dar mă gândeam că, normal, vreau să zic că după ce ieșeam din peștera asta, vreau să mă duc înapoi la castel. Cred că și acolo e ceva boss, dacă tot am ajuns aici. Ești altceva. Trebuie să zdrobim urechelnița asta. Gândesc ce aș putea să mai fac. Ce aș putea să mai pun pe mine. Sper că iau foarte mult damage, chiar foarte mult damage. Moară aproape din două bucăți. Dacă mi-ar da măcar, nu știu, 4. Nu, n-am nimerit o foaie. Ireal. Bărbat? Nu înțeleg, e bărbat sau e femeie? Cam asta acum că nu avea țâțe. Armorare ăsta. Câinele ăsta. Cred că acum o să fie. Parcă simt. Ulea mea. Nu uite iar. Genii real. Nu înțeleg cum mereu pur și simplu se ferește, face atacul pe sus când eu atac. Gen, cum vine asta? Mă distruge botul ăsta. Hai.
de jumătate de oră să-mi dau buff-urile astea. Eu jumătate de viață. Coaie, du-te, dracu de zdreanță ce ești. Man, dar n-am apucat o bucată să-i dau, mă. S-o dus în aer cu pur și simplu o sabie să-i mai dau, mă. Fix atunci s-a dus în aer. Lasă-mă în pace, frate. Ne-am spart pizda în ea. E urătanie. Mi-a spus să fiu friendly family, boy, dar nu se poate. Mă, nebune, ești pe jocul ăsta, me? Hai, vino! Urătania pământului. Ne batem cu urătania pământului. Poate pot să fac ceva, să mai pun un buff. Să dau mai tare. Normal aveam ăla cu electricitate, dar nu știu dacă e bun sau nu e bun. Am băgat poțiune, pulă. Am
piața acolo și degeaba. Acum am fugit și eu, a fost ultima mea de mana, man. Am dus. Mamă, mi-am dat aia de mana din greșeală, man. Din greșeală a fost dată. Mamă, și poate o băteam dacă aveam mana. Dar am și dat pe lângă acolo, nu știu ce-i cu mine. Nici la Call of Duty nu ratez așa, man. Nu știu, aș să-mi pun din aia pe sabie. Nu mai știu. Ce puneam? O să punem asta. Îi dăm foc. Hai. Vino. Ăla-i, am prins și un auto-atac, man. De asta, man. Nu, fratele meu. Na, n-am reușit. Am încercat, dar n-am putut. M-am pune și o travă asta pe mine. E greu, man, e greu. Viața e grea, man, în Elden Ring. Nu știu ce aș putea să mai pun, man, ce aș putea să mai dau. Ah, aș putea să-mi dau asta. Hai să dăm asta. Îmi crește viața un pic. Hai să punem și... De fapt, las că nu cred că ajută focul ăla atâta. Bun. Nu-mi vine să cred că nu. Ăla-i. Da, n-am putut să-i dau acolo. Man, atâta de departe a venit. Ăla-i tată. Vin aici. Ok. Aici se pare că nu e niciun futur așa de mine.
bang. Bun, bun. Nu mă nimerește cu prima. A nimerit-o. A nimerit-o. Mor, ce pula mea! Marș futute în gură. Am vrut să zic, nu a murit, că era gen să spargă asta acum. Man, 20 de minute cred că am stat. Incredibil. Asta par... De fapt nu a fost mai greu, mai greu a fost primul boss. Ma, trebuie să mă pun jos, man. Mi-o dat? Da, man. Băgăm aici un punct. Avem 88, numai bine, poate pot să-mi pun altă armură. Și mi-o dat așa din asta? Nu, nici din asta. Ok. O să ne oprim aici și o să continuăm în episodul următor. Probabil o să mergem acolo la castelul ăla. Dar înainte de asta, vreau doar să văd dacă pot să-mi pun altă armură. A, pot să pun pe asta acum. O pune pe asta. Arată un pic cringe. Poate pot să pun și alți papuci. Na. Doar cum ne oprim aici, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și o să ne vedem data viitoare. Salut!